Dacă vrei să-ți faci un calculator din bucăți sau ți-ai desfăcut vechiul sistem și nu știi munta componentele, atunci urmărește cu atenție episodul până la capăt, deoarece asamblarea unui desktop este complexă. Sfaturile pe care ți le dau sunt valabile pentru orice configurație obișnuită, însă montarea exactă a pieselor este ușor diferită pentru fiecare sistem în parte. Motiv pentru care vei avea nevoie de manualele de instrucțiuni, exact așa cum ți-am spus în episodul 3. De fotografie. Dacă nu ai manualul pe hârtie, sigur îl găsești pe website-ul producătorului. Îți prezint configurația mea. Procesorul e AMD Ryzen generația 2, care are soclu AM4. Coolerul este cel care a venit cu procesorul. Placa de bază e ATX și are tot soclu AM4, evident. Are 4 sloturi de plăcuțe RAM, 2 sloturi pentru SSD-uri M2 de viteze diferite, 6 mufe SATA 3, 3 sloturi PCI Express X16 de viteze diferite și multe altele. Ca memorie RAM am două perechi, au capacitate și producător diferit și îți voi explica de ce sunt compatibile. Placa video necesită alimentare separată de la sursă. Am două SSD-uri PCI Express, dintre care doar acesta e bun pentru sistemul de operare din cauza că celălalt nu are DRAM cache. Două hard discuri și un DVD writer. Sursa e modulară, deci toate aceste cabluri le vom conecta doar așa cum vom avea nevoie. Carcasa este ATX, dispune de 6 lăcașuri pentru harduri și SSD-uri SATA, 5 ventilatoare, filtre de praf, comutator pentru reglarea vitezei ventilatoarelor de sus, ieșire căști, intrare microfon, 3 USB-uri, butonul de pornire și butonul de reset. Le conectăm pe toate, pas cu pas, cam într-o oră, 2-3. Înainte de a atinge componentele, te speli pe mâini cu apă și săpun. Începem cu asamblarea procesorului pe placa de bază. Încearcă să nu îi atingi decât lateralele. Deși principiul e același pentru orice configurație, citește și urmează cu strictețe instrucțiunile din manualul plăcii de bază dacă acestea diferă de ce vezi aici. Soclul procesorului, adică interfața de conectare, trebuie să fie același cu soclul plăcii de bază. Trage de această manetă în lateral, apoi în sus pentru deblocarea lăcașului. Pentru a găsi orientarea procesorului, caută un triunghi desenat pe colțuri și orientează colțul cu triunghi al procesorului după triunghiul desenat pe placa de bază. Foarte mare atenție să nu îl pui diferit. Apasă pentru a te asigura că s-a montat corect. Apoi blochează procesorul în lăcaș, mutând maneta înapoi. Coolerul destinat răcirii procesorului este format din acest radiator de metal și din ventilator. La acest model, partea care face contact cu procesorul este din cupru, deoarece cuprul transmite foarte rapid căldura. Lamelele pentru disiparea căldurii sunt realizate din aluminiu, fiindcă aluminiul se răcește mai rapid. Pentru a transfera căldura complet, procesorul ar trebui să fie lipit de cooler. Dar nu vrem să le sudăm. Radiatorul nu se pune direct pe procesor, deoarece contactul nu poate fi făcut perfect la nivel de micrometru, motiv pentru care se aplică un strat subțire de pastă termoconductoare. Dacă ai un cooler nou, probabil are deja pastă preaplicată. Dacă nu, va trebui să o pui tu. Există mai multe moduri de aplicare a pastei. A. Un bob de mazăre pe centrul procesorului, iar când atașezi radiatorul, pasta se va extinde teoretic pe toată suprafața. Aceasta este recomandarea oficială de la Intel. Practic, pasta nu va ajunge întotdeauna pe colțuri. B. Desenezi o linie pe direcția chipurilor interne ale procesorului. Exact așa am aplicat-o eu acum 4 ani. Dacă dorești să vezi cum s-a extins pe cooler și procesor, vizionează episodul anterior în care am desfăcut și curățat calculatorul. C. Desenezi un X. Aceasta e recomandarea oficială de la AMD. D. Aplici 5 puncte, în centru și pe colțuri. E. Aplici cum vrei tu și apoi întinzi uniform pasta pe toată suprafața. Unii nu recomandă această variantă, fiindcă e posibil să rămână bule de aer. Orice tehnică folosești, asigură-te că pui destulă pastă pentru a maximiza suprafața de contact. Dacă pui prea multă pastă, va ieși în lateral și va trebui să o cureți. Performanța nu e afectată. Iar dacă pui prea puțină, procesorul se va încălzi considerabil mai tare. Mare atenție la soluția termică. Dacă pasta conduce electricitatea, nu are voie să curgă pe placa de bază. Am acest tub de Arctic Silver 5 de 5 ani. L-am folosit de aproape 10 ori, iar astăzi îl epuizez. La
același preț, în 2023 am luat Arctic MX4, care ar ține procesorul cu un grad mai rece. Diferența dintre o pastă slabă și una eficientă este de numai câteva grade Celsius, motiv pentru care îți recomand să investești într-o soluție precum Grizzly Crayon-uri, numai dacă ai nevoie de performanță și silențiozitate maximă. Odată aplicată pasta, trebuie aplicat radiatorul înainte de a se depune praf pe procesor. În manualul lui de instrucțiuni scrie modalitatea în care trebuie să îl pui. Unele coolere se prind cu 4 șuruburi, iar al meu cu 2 cleme laterale. Trebuie aplicată forță până face click. Dacă al tău se prinde cu șuruburi, prinde-le ușor în formă de X, apoi strânge-le tare de tot pe diagonală. Pentru ca ventilatorul să funcționeze, trebuie să-l conectăm la placa de bază. Verifică manualul ei de instrucțiuni ca să identifici mufa potrivită. Lângă mufă ar trebui să scrie CPU fan sau ceva asemănător. Atenție că doar într-o parte merge conectat. Cablul trebuie poziționat în așa fel încât să nu ajungă în ventilator. Coolerul e gata! E timpul pentru plăcuțele RAM. Plăcile de bază pot avea 2 sau 4 socluri, de știut că DDR4 nu e compatibil cu DDR5 și viceversa. Plăcuțele intră într-o singură direcție, pentru că există o fanetă mai lungă și una mai scurtă. Inițial, eu am avut acest kit de 2 plăcuțe de câte 8 GB fiecare. Citind manualul, dar și indicațiile inscripționate pe placă, trebuie să pui plăcuțele în soclurile numerotate 1 și 2. Dacă le pui în alte poziții, RAM-ii nu vor funcționa în dual channel și deci vor opera puțin mai încet. Desfă clapetele, verifică orientarea plăcuței și inseriază-o perfect vertical în soclu, aplicând forță egală pe laterale. Plăcuța e montată când auzi ambele click-uri. Procedează la fel și cu a doua. Evident, dacă ai o singură plăcuță, o pui în soclul numărul 1. Dacă ai 3 plăcuțe, folosești și soclul numărul 3. Eu mai am un set cu 2 plăcuțe de 16 GB fiecare. Primul set e de la Corsair, al doilea de la Kingston. Salvează acest videoclip fiindcă următoarea informație este foarte importantă. Teoretic nu e recomandat să combini plăcuțe diferite. Ele ar trebui să fie perfect identice. Altfel, e posibil ca RAM-ii să nu funcționeze la viteză maximă sau ca sistemul să nu pornească deloc. Totuși, dacă faci upgrade de la câțiva ani de la achiziționarea primelor modele, s-ar putea ca acestea să nu mai fie pe stoc. Motiv pentru care trebuie să iei alte modele. Dacă plăcuțele au viteze diferite, întreg sistemul va opera la viteza cele mai lente dintre ele. Setul meu Corsair are latența cele 15 și frecvența de 3000 MHz, așa că am putut alege noul set cele 15 de 3000 MHz fără să-mi scadă performanța sistemului. Desigur, am activat XMP, dar plăcuțele sunt de la firme diferite. Cum de sunt compatibile? Ei bine, nu eticheta contează, ci chipul din interior. Va trebui să faci o cercetare amănunțită pe internet pentru a descoperi ce chip are o anumită memorie. Ți-am lăsat 3 link-uri în descriere ca să te ajute. Eu am aflat că ambele seturi au chip Hynix, deci sunt compatibile. Am montat noul set în sloturile 3 și 4, conform instrucțiunilor. Acum am în total 48 de GB numai buni de umplut la editări foto-video. Configurația mea funcționează în dual channel, fiecare canal având câte 8 plus 16 GB. Totuși, suspectez că jumătate din fiecare plăcuță de 16 GB e în single channel. Diferența de viteză dintre single și dual channel e de aproximativ 20%. Denotat că, deși poți pune 4 plăcuțe, placa de bază doar în dual channel va funcționa, deoarece quad channel e disponibilă de obicei doar pentru servere. Trebuie neapărat să montezi SSD-urile NVMe înainte de a monta placa video. Orientezi SSD-ul la 45 de grade, îl împingi până în capăt, îl apeși în jos și apoi îl înșurubezi. Placa mea de bază include radiatoare pentru SSD-uri pentru disiparea căldurii. Eu am 2 SSD-uri, un Samsung cu DRAM cache pentru sistemul de operare pe care l-am montat în slotul rapid al plăcii de bază și un Western Digital fără DRAM cache pentru stocare pe care îl montez în slotul mai lent.
E o idee bună să prindem ventilatoarele în acest pas. Aerul rece din cameră trebuie să intre prin față jos și, cel mai important, aerul cald din carcasă să iasă prin spate sus. Fii deci atent să orientezi ventilatoarele în sensul corect. Uneori există o săgeată pe ele, alteori te bazezi pe faptul că partea aceasta care susține centrul ventilatorului este cea înspre care se suflă aerul. Te poți gândi și la faptul că fața arătoasă a ventilatorului vine în fața calculatorului, pe unde aerul trebuie să intre. Următorul pas este prinderea plăcii de bază în carcasă. Dacă dispune de o plăcuță metalică pentru spatele carcasei, va trebui să o montezi pe aceasta mai întâi. Înainte de a amplasa placa de bază în carcasă, asigură-te că ai prinzătorii șuruburilor amplasați potrivit pentru placa ta. În cazul meu, este ATX. Poziționează componenta cu grijă fără să o zgârii. Apoi prinde toate șuruburile, strânge-le ferm, dar nu foarte tare, fiindcă placa de bază e până la urmă o bucată de plastic delicat. După ce placa de bază e fixată, putem monta placa video. Identifică cel mai rapid slot cu ajutorul manualului. De obicei, este cel de sus. Desfă capacele carcasei, acolo unde va veni placa video. Clema aceasta ar trebui să fie deblocată, adică apăsată. Introdu uniform placa în soclu și apasă-o ferm până în capăt. Clicul pe care îl auzi vine de la clema care s-a blocat. Înșurubează imediat placa video de carcasă, mai ales dacă e grea. Acum poți ridica în picioare carcasa. În continuare voi monta sursa. Ai grijă ca ventilatorul să fie în partea de jos ca să-și tragă aer rece de sub carcasă. De aceea carcasa are picioare înalte și găuri de ventilație. Sursa e grea, așa că trebuie prinsă bine cu toate șuruburile. Dacă nu e modulară, vei avea toate cablurile lipite din interior și va trebui să le aranjezi pe undeva pe cele pe care nu le folosești. Dacă e modulară, vei atașa doar cablurile necesare. Acesta e cablul care alimentează placa de bază. Este cel mai mare și are 20 plus 4 conectori. Fii atent la orientarea cablurilor și trage-le prin spatele carcasei, dacă aceasta dispune de spațiu pentru organizarea cablurilor. Există două motive pentru care dorești să duci cablurile prin spate. 1. Să arate frumos carcasa și 2. Dacă ai o tonă de cabluri, ele vor diminua fluxul de aer care circulă prin carcasă. În practică, fluxul de aer va fi blocat doar dacă pui și un ursuleț înăuntru. Foarte important să nu uităm de cablul de la CPU. Conectăm cablul 6 plus 2 PCI Express la sursă și la placa video, deoarece procesorul meu grafic necesită alimentare separată. În continuare, montez hardurile în lăcașurile lor. Întrucât lăcașul e prevăzut cu cauciucuri pentru diminuarea vibrațiilor, nu strâng șuruburile foarte tare. Montez hardurile în carcasă lăsând loc de aerisire între ele. Conectează cablul de alimentare SATA la sursă și la fiecare disc. Conectează, cu câte un cablu SATA 3, fiecare drive la placa de bază. Recomand să identifici mufele cu numărul 1, apoi 2, 3 și așa mai departe. Acum urmează cablurile pitice ale carcasei. Citește cu mare atenție manualul de instrucțiuni al plăcii de bază și al carcasei. Avem front audio, USB-ul 3.0, USB-urile 2.0. Acum vine partea grea în care avem de conectat 5 conectori pitici. Trebuie să ai grijă să pui plus la plus și minus la minus. Ține minte că această săgeată indică minus. Avem hard drive activity LED, reset switch, power LED
și Power Switch. Placa mea de bază are inclus un ținător detașabil opțional pentru aceste cabluri. Conectăm și LED-urile coolerului procesorului. Te uiți și aici, după săgeată. Să nu uităm ventilatoarele. În funcție de cablul pe care îl are ventilatorul, îl poți conecta fie la sursă, fie la placa de bază. Dacă îl conectezi la sursă, ventilatorul va merge mereu cu viteza sa maximă, cu excepția cazului în care ai un fan controller separat. Dacă îl conectezi la placa de bază, îi poți seta și automatiza adaptarea vitezei de rotație în funcție de temperatura calculatorului. Această setare se face din BIOS sau din aplicația de la producătorul plăcii de bază. La sursă vei conecta ventilatorul cu un cablu Molex, care vine odată cu sursa. Eu conectez ventilatoarele din față la sursă pentru că nu sunt foarte performante și vreau aerisire maximă. Ventilatoarele de sus vin conectate la fan controllerul carcasei, care vine conectat la sursă. Acest comutator reduce voltajul ventilatoarelor și astfel se învârte mai încet. Ventilatorul din spate îl conectez la placa de bază, unde va fi setat să meargă cu 40% din viteză în mod normal și cu viteză maximă când senzorul de lângă placa video al plăcii de bază atinge 46 de grade Celsius. La placa de bază poți conecta cablu cu 3 sau 4 pini. Cu 3 pini, viteza ventilatorului se modifică schimbând voltajul. Dacă ventilatorul are LED-uri, diminuând voltajul, va scădea și intensitatea beculețelor. Ventilatoarele cu 4 pini beneficiază de tehnologia PWM, care adaptează eficient durația și zgomotul ventilatorului, fără ca intensitatea LED-urilor să fie afectată. În ultimul pas, montezi carcasele laterale. Cablurile din spate pot fi apăsate, dar să nu fie forțate. Capacul din fața se pune mai ușor. Conectează cablul de alimentare. Conectează monitorul la placa video, nu la placa de bază. Cablul de rețea, boxele, mouse-ul și tastatura vin în porturile lor. După 17 ore de asamblare și filmare, iată că am ajuns aici. Dar oare pornește calculatorul? Dă like dacă da! În caz că asamblezi ceva greșit, nu-ți face griji, în cel mai rău caz, ia foc calculatorul. Operațiune realizată cu succes. Distribuie filmul dacă ți-a fost de folos, mai ales pentru că am lucrat 14 ore doar pe scenariu, și scrie un comentariu sau întrebare dacă dorești să afli și alte lucruri. Succes!